continuă reținerile în dosarele de îmbogățire ilicită. Domnule Popov, cum comentați acest caz? Această situație? E o execuție publică politică. Domnule Popov, cum comentați acuzațiile care se aduc? Judecătorul Oleg Melniciuc a fost condamnat în primă instanță la 7 ani de închisoare cu executare pentru îmbogățire ilicită și fals în acte publice. Brusc, la un moment dat, se deschide cutia Pandorii prin condamnarea lui Melniciuc și toate dosarele multe îmbogățire ilicită. Dacă dumneavoastră citiți sentența și iată poftim actul din lămâie, găsesc dumneavoastră o frază că Oleg Melniciuc măcar a obținut un leu ilicit. Deci în sine îmbogățirea ilicită presupune deci, situația în care o persoană, un funcționar public, un judecător, un procuror, un polițist deține careva bunuri mobile, imobile, care depășesc substanțial veniturile sale. În mare parte această infracțiune este incriminată în țările în curs de dezvoltare. Îmbogățirea ilicită este incriminată în Republica Moldova deja de 8 ani, dar până în prezent au fost pronunțate doar 2 sentințe de condamnare din 50 de cauze penale inițiate în total de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție. O sentință este cu amendă, fiind posibilă numai pentru că inculpatul, Silviu Condrea, fost șef al secției radiologie computerizată a Centrului Republican de Diagnosticare Medicală, și-a recunoscut vina, iar la închisoare cu executare a fost condamnată o singură persoană, judecătorul Oleg Melniciuc. După cum mi-ați promis, să fiți corecți. Dosarul pe numele judecătorului Oleg Melniciuc a fost inițiat în vara anului 2017 la solicitarea procurorului general de atunci, Eduard Harungen. La 3 septembrie 2021, judecătoria Anenii Noi l-a condamnat la 7 ani de închisoare în penitenciar de tip închis, dar el continuă să-și exercite funcția, hotărârea fiind atacată la Curtea de Apel Chișinău. Nu știu. Eu am citit sentința, n-am înțeles de ce am fost condamnat. Deci, vă spun, pe 99 sau 100 de pagini, instanța a stabilit sau a expus absolut tot corect ce a fost în ședința de judecată. În detalii, toate depozițiile, toate explicațiile mele. Pe nota 10. Concluziile, noi le-am văzut. A copiat din rechizitoriu. Instanța a stabilit că magistratul a achiziționat un automobil pe care l-a declarat la valoarea de 450.000 de lei, dar care a costat de fapt aproape 900.000 de lei. Mercedesul înregistrat pe numele soției sale Diana, despre care Oleg Melniciuc spune că l-a obținut în schimbul unui teren plus 300.000 de lei, a fost pus sub sechestru. Totodată s-a dispus confiscarea peste 1,2 milioane de lei, dintre care 640.000 de lei avere nejustificată, iar alte 600.000 donații de la mama sa pensionară, deținătoarea mai multor imobile pe care le dă în arendă, calificate de instanță ca fiind donații suspecte. Caracterul legal al achiziționării imobililor se probează. Numai chestia, noi n-am fost întrebați în ședința de judecată. De unde? Da. Are resurse mama noastră să achiziționeze asemenea imobil? Sigur. Eu vă spun, prezentăm la curtea de apel actele și o să vedeți ce sume figurează acolo. Dacă dumneavoastră ați citit sentința și iată poftim actul din vremurile, găsesc dumneavoastră o frază că Oleg Melniciuc măcar a obținut un leu ilicit. Este aici? Nu este. Această infracțiune și pedeapsa pe care pentru această infracțiune este relevat pentru ce anume pentru faptele prezumate ilicite, dar care nu sunt dovedite de către stat. De exemplu, dar ele pot cu ușurință a fi vizibile în cheltuielile persoanelor, modul de viață pe care îl duce, în bunurile pe care le are, și noi să vedem că în mare parte această infracțiune este incriminată în țările în curs de dezvoltare. Deci în sine îmbogățirea ilicită presupune situația în care o persoană, un funcționar public, un judecător, un procuror, un polițist deține careva bunuri mobile, imobile, care depășesc substanțial veniturile sale.
Articolul privind îmbogățirea ilicită a intrat în vigoare în februarie 2014, iar în decembrie a fost contestat la Curtea Constituțională de avocatul poporului Tudor Lazăr. Prin hotărârea sa din aprilie 2015, Curtea l-a lăsat în vigoare, însă a înaintat o adresă Parlamentului prin care îi cerea să clarifice noțiunea de valoare care depășește substanțial mijloacele dobândite și să-i dea o valoare concretă sau să o înlocuiască utilizând noțiunile deja existente în codul penal. La aproape 7 ani de la solicitarea Curții Constituționale, legea nu a mai fost completată, atenționează expertul Petru Vârlan. Norma dată astăzi are o problemă de aplicabilitate, foarte mulți, știți, mulți juriști, multe opinii, dar fiind aceste opinii a juriștilor, ele sunt întemeiate, pentru că conform chiar și articolului din Codul de Procedură Penală, articolul 8 și Convenției CEDO, spune că orice dubiu, de exemplu, în incriminarea unui fapt, este interpretat în favoarea bănuitului, învinuitului sau inculpat, depinde de statutul procesual pe care îl are. Chiar din hotărârea Curții Constituționale vedem că face referire la deci acea diferență substanțială menționată în legislația cu privire la integritate. Olesia Stamate, președinta Comisiei Juridice Numiri și Imunități a Parlamentului, amintit de o decizie a Curții Constituționale din 5 decembrie 2019, pronunțată la sesizarea judecătorului Oleg Melniciuc, în care evoca neclaritatea normei. Sesizarea a fost respinsă ca inadmisibilă, însă instanța constituțională a făcut trimitere la legea privind declararea verilor și intereselor, unde este definită diferența substanțială, normă pe care o utilizează și procurorii pe cazurile de îmbogățire ilicită. Ce înseamnă această diferență substanțială? După cum am spus și mai sus, deci facem colaborare cu prevederile legii privind declararea verii și intereselor. Diferența asta substanțială trebuie să fie mai mare de 20 de salarii medii pe economie. Dacă să ne referim la perioada anului 2021, asta ar presupune undeva o diferență mai mare de 174.000 de lei. De la incriminarea îmbogățirii ilicite și până în decembrie 2021, Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție inițiaseră câte 25 de cauze fiecare, în total 50. Nu toate numele au fost făcute publice. Majoritatea dosarelor pornite de CNA, mai exact 18, au fost clasate și doar 4 cauze au fost expediate în instanța de judecată, inclusiv cea a medicului Silviu Condrea, fost șef al secției radiologie și tomografie computerizată a Centrului Republican de Diagnosticare Medicală, acuzat în dosarul tomograf. Condrea a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită, dar și pe alte capete de acuzare, însă doar la plata unei amenzi de 260.000 de lei și la achitarea prejudiciului de circa 1 milion de lei. Cauza a fost examinată relativ rapid de instanță, unde a ajuns în ianuarie 2019, iar sentința a fost pronunțată în iunie 2019. Explicația e simplă. Învinuitul și-a recunoscut vina și s-a mers pe procedură simplificată. Aceasta este confiscare în cazul îmbogățirii ilicite cu finalitate, însă nu o putem pune ca practică, deoarece persoana și-a recunoscut vinovăție și nu a trecut toate etapele judiciare ca să poate fi pus ca exemplu. În 2014 și 2015, Procuratura Anticorupție nu a pornit nicio cauză penală pentru îmbogățire ilicită. În 2016 a fost inițiată o singură cauză, în 2017 două, în 2018 cinci, în 2019 încă trei, iar în 2020 zero. Dintre acestea, în judecată au reușit să fie expediate numai 5 cauze, iar sentința i s-a dat doar lui Oleg Melniciuc. Pe de altă parte, un număr record de dosare pe îmbogățire ilicită a fost pornit în toamna anului trecut, după inițierea și suspendarea din funcția procurorului general Alexandru Stoianoglu și preluarea conducerii procuraturii prin interimat de către Dumitru Robu. Până în decembrie 2021 au fost inițiate 14 cauze penale, inclusiv pe numele mai multor procurori, judecători, ofițeri CNA, șefi de întreprinderi de stat. Dar norma este veche, 2013. 14 a intrat în vigoare, a intrat în vigoare în 2014, adoptat în 2013. După care nu au fost cauze. La un moment dat s-a pornit o cauză, câteva cauze, trei cauze, inclusiv cauza Melniciuc, da? Da. După care nu a fost nimic desfășurat pe aceste cauze, nu s-au întreprins careva acțiuni și brusc, la un moment dat, se deschide cutia Pandorii prin condamnarea lui Melniciuc și
toate dosarele multe îmbogățiri licite și ce finalitate vor avea, o să vedeți în perspectivă, deși noi putem să anticipăm unde lucruri de anumite cauze. Mm-hmm. Anticipați că nu vor avea finalitate sau că... O mare parte, clar că nu avea, că ele nici nu s-au desfășurat nicio acțiune de urmărire penală cu participarea. Dosarul, iată, în cauza oricare, că noi avem mai multe îmbogățiri licite, dar în cazul în care dosarul s-a pornit, nu s-a făcut nimic și acum când au apărut necesitatea, doar s-au trimis în judecată, fără ca să desfășoare acțiuni de urmărire penală cu participarea. Uh-huh. Un alt avocat, Sergiu Moraru, care îi apără pe judecătorul Alexandru Gheorghieș și pe ofițerul CNA Ghenadie Tanas în dosarele de îmbogățire ilicită, deși inițial acceptase un interviu la acest subiect, ulterior a refuzat, argumentând că ar prejudicia interesele clienților săi. Totuși, el a subliniat că legea actuală le oferă competențe prea largi procurorilor și că se aplică selectiv. Acest articol mi permite foarte selectiv să decidem. Iată, nu ne place de ăla și de ăla, înseamnă că noi pornim îmbogățirile licite, dar ăsta și ăsta la altă, măcar că au mai multe bunuri, dar de dânsă până când ne place, înseamnă că nu le pornim îmbogățirile licite. Îmi lăsăm să mai lucrez. Nu este nicio selecție, absolut, lucrăm și investigăm toate cazurile care nimeresc în vizorul Procuraturii Anticorupție. Ceea ce ține de marja de interpretare, deci aici este discutabil, nu în zadar este zicala 3 jurii, 7 păreri. Elena Kazakova admite totuși că investigarea cazurilor de îmbogățire ilicită reprezintă o provocare pentru procurori și că nu există practici bine stabilite. Deși primele dosare au fost inițiate în 2016, dar au fost câte un dosar, două, putem să zicem că suntem pe o cale incipientă de investigare a acestui gen de infracțiune. Și având în vedere că calea e la început, sigur că suntem cu multe provocări în fața procurorilor la acest capitol. Deci, una din provocări, sigur că este lipsa unei practici de investigare a acestor infracțiuni, deoarece necesită cunoștințe speciale, așa cum urmează să fie studiate legislația bancară, fiscală. Mai mult ca atât, încă o provocare este faptul că sunt implicate și terțe persoane. Nu în ultimul rând, deci una din provocări este anume și subiecții de investigație, fiindcă sunt persoane cu statut și nu este într-atât de simplu a fi investigate, mai mult ca atât că ei cunosc legislația, știu cum să ocolească legea și cum să ascundă veniturile ilicite. Din informațiile făcute publice de Procuratura Anticorupție, Ruslan Popov, adjunctul procurorului general deja suspendat Alexandru Stoianoglo, a fost prima victimă a noului val de dosare de îmbogățire ilicită. A urmat Igor Popa, șeful oficiului Ciocan al Procuraturii Chișinău, Ion Caracuian, fostul șef al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, Alexandru Gheorghieș, judecător la Curtea de Apel Bălți, Tatiana Vasiloae, judecătoare la Judecătoria Chișinău, Ghenadie Tanas, șeful Direcției Generale Urmărire Penală în cadrul CNA, Anatolie Gole, a fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Veceslav Eni, fost director al Termoelectrica, Vitalie Iurcu, fost director al MOL Telecom, Ion Țurcan, fost viceministru al afacerilor interne și fost președinte al raionului Criuleni. Pentru îmbogățire ilicită, în proporții deosebit de mari, este învinuit și fostul lider al Partidului Democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc. Dosarul este în gestiunea PC Cox. Ultimul an, 2021, am văzut foarte multe, postpornite foarte multe cauze în acest sens. Este foarte complicat să duce urmărire penală în cazul de îmbogățire ilicită. Necesită un efort foarte mare. Sigur că existența unor percepții că cauzele nu ar putea avea finalitate, ea o să existe și există, sigur că, după cum am spus, reșind din categoria subiecților. Însă Procuratura Anticorupție își pune accentul anume pentru investigarea multilaterală, obiectivă și sub toate aspectele acestor categorii de infracțiuni pentru a putea fi adoptată o soluție legală și corectă pe caz. Vrem calitate și să obținem ulterior și o sentință de condamnare, înseamnă că cauzele urmează să fie lucrate.
Președinta Comisiei Juridice a Parlamentului, Olesea Stamate, a precizat că se așteaptă o nouă intervenție a Curții Constituționale în problema îmbogățirii ilicite. Instanța, urmând să dea un aviz în vederea modificării articolului 46 din Constituție, potrivit căruia caracterul ilicit al dobândirii averii se prezumă, care, spune deputata, reprezintă un impediment în investigarea cazurilor de îmbogățire ilicită. Este o inițiativă, nu are forma o inițiativă legislative, deci cumva pregătirea terenului este pe modificarea articolului din Constituție care vorbește despre prezumpția legalității averii, astfel încât să putem permite și confiscarea civilă. Probabil este destul de complicat acum pentru organul de urmărire penală să-și prezinte argumentarea sau probatoriu pentru respectivele cauze și pe alocuri cred că în efortul nostru de luptă împotriva corupției cred că ar trebui să facem un pas în întâmpinarea organelor de urmărire penală și să îmbunătățim cadrul legal acolo unde este necesar, astfel încât să facilităm investigarea eficientă a cazurilor de corupție, eu zic așa generic corupție, dar îmbogățirea ilicită este unul dintre ele.